Nivelul amenzilor minime pentru persoanele fizice sau firmele care nu iau măsuri pentru evitarea instalării și răspândirii ambroziei și eliminarea prezenței acesteia pe terenuri intravilane sau extravilane se vor majora conform cele mai recente legi publicate în Monitorul Oficial. Este vorba despre legea 129 din 2020 pentru modificarea legii numărul 62 din 2018 privind combaterea buruienii ambrozia. Legea 129 din 2020 prevede sancționarea cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 de lei la 20.000 de lei pentru persoanele juridice pentru nerespectarea regulilor privind combaterea ambroziei. Nivelul minim al amenzilor pentru persoanele fizice a crescut de la 750 de lei la 1.000 de lei, în timp ce pentru persoanele juridice nivelul minim al amenzilor s-a dublat de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. Astfel constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertismentul de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor și ai sistemelor de irigații conform noilor modificări.